Frumoasa tradiție a procesiunii de bobotează a avut loc și în acest an în comuna Gogoșu. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și primarul Jean Rogoveanu. Sărbătoarea cunoscută și sub denumirea de Arătarea Domnului este celebrată de creștini pe data de 6 ianuarie, iar pe lângă sfințirea apei include și o serie de tradiții și obiceiuri. Fetele își visează ursitul, iar bărbații scot crucea din apă. Procesiunea religioasă din comuna Gogoșu are loc în fiecare an pentru că este un moment în care se reunește întreaga comunitate, în jurul unei valori morale și de credință. După încheierea Sfintei Liturghii, reprezentanții parohiei Ostrovul Mare, alături de credincioșii din zonă, au plecat în mod organizat de la biserică către Dunăre. Și pe pandemie, să știți că noi totuși am ținut de tradiția noastră și de obiceiul nostru aici în sat, care le avem, că trebuie să le păstrăm. Și iată ce frumos este când tinerii vin aici la noi, la biserică, participă lumea la slujbă, sărbătorim un praznic al Mântuitorului Mare și noi în fiecare an și an și an și pandemie și nepandemie, noi venim și ne ținem de obiceiurile noastre. Eu știu că este greu, că este boala aceasta care ne ține și ne ține în loc, dar iată că noi mergem înainte și cu voia Domnului și cu bunăvoința Lui, eu zic că reușim și izbândim. Cum a început această zi? S-a ținut slujba la biserică? Da, am ținut și noi slujba de dimineață, cum se face obiceiul nostru, se face slujba la biserică, Sfânta Liturghie. După aceea, noi avem o oră stabilită, oamenii vin și ne întreabă când mergeți la Dumnezeu Părinte, la ora de le spun care, când se termină slujba și mulți ne așteaptă aici, iată, avem amenajat și venim și oficiem aici pe marginea Dunării slujba de bobotează în care tinerii noștri ai satului, care mai sunt, dar iată că vin și conform tradiției sar după cruce să-i dea Dumnezeu sănătate, bucurie și mulți ani împliniți și fericiți. Cu toate că bobotează a picat în acest an într-o zi lucrătoare și mulți cetățeni au început munca după mini-vacanța de Crăciun și Revelion, câteva zeci de persoane au mers pe malul Dunării pentru a participa la tradiționala slujbă de bobotează. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preotul Grecu Mirel a oficiat slujba de sfințire a apei adusă pentru a putea ajunge la toți cei prezenți. Este cunoscut în popor că apa sfințită de bobotează are puteri tămăduitoare. Unul din marile argumente vizibile, convingătoare pentru a demonstra adevărul și sfințenia Bisericii Ortodoxe, este tocmai existența aghiasmei mari sau apa sfințită în ziua de bobotează, care poate fi păstrată zeci de ani fără să se altereze. Cel ce oprești valurile patimilor, cele potrivnice și potolești marea cea sărată, a aceștiei vieți și îmblânzești pornirile tale cele cu greu purtate, însuți iubitorile de oameni împărate, cel ce ne-ai dăruit și nouă purtăm veșmânt luminat ca zăpada, din apă și din duc, trimite harul preasfântului tău Duh și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, vino și acum cu puterea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. La finalul slujbei, preotul parohiei Ostrovul Mare, Grecu Mirel, a aruncat crucea de lemn în apa fluviului Dunărea. 7 tineri din comuna Gogoșu s-au aruncat să scoată crucea din apa extrem de rece. În credința populară, cel care reușește această performanță are parte de un an îmbelșugat, cu sănătate și spor în toate. Se pare că păstrezi tradiția în adevăratul da. Sensul cuvântului. Da.
Asta este tradiția, sărim de fiecare an, ne simțim bine. Cum a fost apa? Foarte rece. Foarte rece. Tu ai prins crucea? Da, eu am prins-o. În fiecare an? E parte la această tradiție? Da, da, este bine. Cum te simți acum? Bine. În alți ani au sărit mai mulți, au sărit câte 12, 13 câteodată. Acum am văzut că sunt vreo 6, 7. Dar au sărit în fiecare an și acum încă este timpul bun, dar am avut odată când era Dunărea înghețată și am spart gheața ca ei să poată să meargă să sară după cruce. După tradiția noastră, ei care prinde băiatul care ia crucea, pleacă cu ea după aceea prin sat, colindă, cum fac colindătorii de obicei în sat, merge cu ea prin sat, oamenii care îl primesc în casă, îl mulțumesc cu ce au și ei, cu ce au fiecare și după aceea mâine în ziua de Sfântul Ion vine la biserică, îmi aduce crucea și căldărușa care spunem noi, care avem noi, ne mergem cu boboteaza cu ea, ne urăm la mulți ani și atunci un an nou să fie bun și fericit. Sintagma Omul sfințește locul se potrivește de minune primarului comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, care a demonstrat că se poate face administrație în folosul comunității pe care o reprezintă. Acesta a atras de-a lungul timpului zeci de investiții importante pentru cetățeni în toate domeniile, schimbând semnificativ fața comunei. La fel ca în fiecare an, primarul Jean Rogoveanu a fost prezent la procesiunea de bobotează, întrucât acesta depune toate eforturile pentru ca tradițiile și obiceiurile să nu se piardă. Suntem în Ostrovul Mare, comuna Gogoșu, și de când mă știu eu, la bobotează venim la Dunăre să sfințim apa și copiii sar în Dunăre, indiferent de temperatură, copiii sar an de an, respectăm o tradiție pe care o știu de când mă știu eu aici în Ostrovul Mare. Cetățenii acestei zone au sărbătorit boboteaza fiind prezenți în număr mare la procesiunea care s-a desfășurat pe malul Dunării. Cât important este să se păstreze aceste obiceiuri? Este foarte important. Pentru noi de aici este foarte important. Acum, imediat. Ce înseamnă pentru locuitorii acestei comune acest obicei? Ce să însemne? Înseamnă păstrarea obiceiului din bătrâni, din străbuni și să nu uităm tradițiile, să nu uităm... Știți cum este? Este o sărbătoare, este un... care nu trebuie uitat și nu trebuie să-l respectăm și să-l purtăm mai departe. Ați luat apă sfințită? Da, da. În fiecare an? Da, în fiecare an venim. În fiecare an. Am luat apă sfințită, am fost la biserică, s-a făcut slujba normal. E important este să se păstreze acest obicei? E foarte important, foarte mult. Și pentru tineret și pentru... De asemenea, la eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care este mereu alături de oameni. Bobotează încheie perioada sărbătorilor de iarnă și este momentul nașterii spirituale a Mântuitorului. Este ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul.